Deschidem împreună Cuvântul lui Dumnezeu în cartea lui Ieremia, la capitolul 33 și vom citi de la versetul 6, mai departe. Aș vrea să vedeți ce plan minunat are Dumnezeu în vedere pentru fericirea noastră a fiecăruia și bineînțeles că fericirea noastră este strâns legată de sănătatea noastră, cu alte cuvinte, noi nu putem să fim fericiți fără să avem sănătate. De aceea Dumnezeu dorește să ne dea sănătate, să ne dea binecuvântările sale, așa încât noi să ne putem bucura de viață, nu doar ca durată, dar și calitate a vieții. Uitați-vă cu mine în Ieremia, capitolul 33, la versetul 6. Spune așa cuvântul. Iată, îi voi da vindecare și sănătate. Îi voi vindeca și le voi deschide un izvor bogat în pace și credincioșie. Deci pacea este rezultatul sănătății. Un om care este bolnav, nu spun că un om care este bolnav nu poate avea pace, dar un om care este bolnav și abia își duce viața de la o zi la alta în chinuri și în suferință. Omul acela, prieten, nu poate să guste adevărata fericire, împlinire, în experiența lui cu Dumnezeu. Dumnezeu caută să ne vindece și să ne dea sănătate. Însă de asemenea vreau să observați în acest pasaj că problema sănătății este strâns legată de starea noastră spirituală. Mergem mai departe. Versetul 8. Îi voi curăți de toate nelegiuirile pe care le-au săvârșit împotriva mea. Le voi ierta toate nelegiuirile prin care m-au supărat și prin care s-au răzvrătit împotriva mea. Prieteni, calea spre vindecare și spre sănătate este acea cale a îndepărtării păcatului, adică a înlăturării cauzei care a adus boala în organismul nostru. Și care este cauza bolii întotdeauna, prieteni? Este călcarea legii. Acum, având gândul acesta în minte, aș vrea să vedeți că Dumnezeu intenționează ca noi mai întâi să experimentăm această vindecare, dacă este o problemă de boală. Dar în același timp Dumnezeu dorește ca noi să experimentăm sănătate deplină. De ce? Pentru ca la rândul nostru noi să putem fi o binecuvântare pentru alții. Și noi suntem chemați de Dumnezeu prin acest mesaj al sănătății, care este pe de o parte mesajul sănătății, pe de o parte mesaj spiritual, să lucrăm pentru a-i ajuta pe alții. Pentru a-i conduce pe alții la această experiență minunată a păcii și a credincioșiei. Acest izvor de pace pe care Dumnezeu vrea să-l deschidă pentru fiecare dintre noi. Ascultați un paragraf din Spiritul Profetic. Aș vrea să vedeți cum prezintă Dumnezeu mesajul sănătății. Este Sfatul pentru Sănătate, pagina 540. Lucrarea adevăratului misionar medical este în mare măsură o lucrare spirituală. Vreau să medităm la acest gând pentru câteva momente. De ce spune sora White că lucrarea adevăratului medic este mai mult sau în mare măsură o lucrare spirituală? De ce, prieteni? Puteți să vă dați seama din pasajele pe care tocmai le-am citit care este motivul pentru care lucrarea medicală are mai mult de a face sau ar trebui să aibă mai mult de a face cu sufletul decât cu trupul? Răspunsul este foarte clar. Pentru că majoritatea bolilor sunt provocate de mintea noastră. Acum, prieteni, pentru această afirmație nu este nevoie neapărat să încerc să fac niște explicații deosebite aici sau elaborate prin care să vă convinc că lucrul acesta este adevărat. Pentru că până și medicina de astăzi a confirmat de multe ori acest fapt, dar avem un gând din partea lui Dumnezeu prin serva sa, sora White, în care ea ne spune că aceasta este realitate. Haideți să citim acest paragraf și de aici vreau să pornim mai departe în studiul nostru, pentru că aș dori să înțelegem un gând deosebit de important. Sfatul pentru Sănătate, pagina 324, ne spune așa. Boala minții omenești este răspândită pretutindeni. Aș vrea să vă spun mai întâi ce înseamnă acest gând. Când Ellen White vorbește despre boala minții care este răspândită,
Ea nu se referă la o persoană bolnavă mental, care nu judecă normal, nu prieten, ci ea face referire la bolile care și-au originea în minte și care afectează trupul. Ascultați în continuare paragraful. 90. Cât înseamnă 90? Înseamnă 90%. Este mult, prieten, sau puțin? Este foarte mult. 90% din bolile de care suferă oamenii își iau temelia aici. Adică unde? În mintea omului. Prieteni, dacă lucrul acesta este adevărat și este 100% adevărat, pentru că Dumnezeu îl spune, înțelegeți de ce lucrarea unui medic trebuie să fie mai mult o lucrare spirituală decât o lucrare de vindecare fizică? Pentru că rezolvarea problemelor fizice înseamnă rezolvarea problemelor sufletești. Dar, prieteni, dacă noi doar tratăm pe om din punct de vedere fizic, noi nu rezolvăm niciodată problema sau cauza aceea și omul poate continua să meargă înainte cu problema lui de sănătate. Uneori poate mai mult sau mai puțin, în funcție de ceea ce face. Însă vreau să știți, cauza niciodată nu se rezolvă și nu se elimină prin faptul că noi tratăm doar fizicul, doar trupul acesta. Dumnezeu ne arată ce reprezintă lucrarea adevăratului medic. Și vreau să știți un lucru, prieteni. Când Domnul Hristos a fost pe pământ, El este cel mai mare medic care este modelul oricărui medic din lumea aceasta. Domnul Iisus Hristos a înțeles lucrul acesta. Chiar dacă Domnul Hristos în mare parte a vindecat mai mult decât a predicat, vreau să știți că fiecare vindecare făcută de Domnul Hristos era o predică pentru sufletul acela. Și fiecare vindecare era realizată prin faptul că mai întâi păcatul era înlăturat sau păcatul era cel mustrat. Omului era arătată cauza pentru care a ajuns în starea respectivă și apoi aducea Dumnezeu vindecarea în trup. Dacă noi nu vom lucra ca Domnul Iisus Hristos, prieten, ca medici, n-avem niciun rezultat într-un final. Și toate eforturile noastre sunt zadarnice. Pentru că medicina de astăzi tocmai asta face. Oferă oamenilor tot felul de tratamente. Și unele chiar nerecomandate, da? Pe care Dumnezeu nu le recomandă niciodată. Și încearcă să-i ajute pe oameni din punct de vedere fizic. Dar la ce bun, prieten, să ai un trup sănătos în timp ce mintea ta este defectă? Pentru că mintea aceea îți va strica trupul din nou. Și oricât încerci tu să te vindeci din punct de vedere fizic, dacă mintea ta este într-o stare nepotrivită, tu vei continua să transmiți trupului tău acele semnale negative, acel curent electric negativ, pentru că corpul nostru funcționează prin curent electric. Creierul va influența trupul nostru, prieten, și boala rămâne în trupul nostru. Și niciodată nu vom putea găsi rezolvare la această problemă. Haideți să vedem ce vrea să ne învețe Dumnezeu cu privire la acest lucru. Aș vrea să înțelegem următorul gând. Orice medic ar trebui să fie pastor și orice pastor ar trebui să fie un medic. Poate că am folosit un cuvânt prea oficial. Orice medic ar trebui să fie un predicator sau un misionar spiritual și orice misionar, orice lucrător care lucrează cu cuvântul, cu studiile biblice, cu adevărul, ar trebui să fie medic în același timp. Adică, prieteni, lucrarea de predicare și lucrarea de vindecare trebuie să meargă mână în mână tot timpul. Pentru că am citit clar în cuvântul lui Dumnezeu, în spiritul profetic, lucrarea medicală este în mare măsură o lucrare spirituală. Dacă tu ești medic și te ocupi doar de profesia ta medicală, dar nu ai calități, pregătire pentru a ajuta sufletul acelui om, tu nu ești potrivit ca să îndeplinești lucrarea lui Dumnezeu și tu nu vei avea succesul dorit în această lucrare. Iată așadar, prieteni, cât este de important să facem lucrul acesta. Haideți să luăm un exemplu. Știați că de cele mai multe ori oamenii suferă din cauza bolilor și a diferitelor probleme de sănătate. Nu pentru că problema aceea este strict doar o problemă legată de sănătate. Aș vrea să vă spun o cauză pentru care mulți oameni suferă și pentru care mulți oameni sunt bolnavi din punct de vedere fizic. Știți care este, prieten? Este simțământul de vinovăție. Sunteți de acord cu mine?
Simțământul acesta îl are toată lumea, fără excepție. Și dacă noi nu înțelegem că există un remediu, o soluție, și soluția, prieteni, singura este la Domnul Iisus Hristos. Numai Evanghelia ne oferă soluție la problema vinovăției pentru păcat. Medicul nu poate să facă nimic. Poate să aibă tot felul de aparatură scumpă și tot felul de medicamente și metode chimice prin care să încerce să mă ajute. Dar nu mă ajută cu nimic în realitate. De ce? Pentru că problema aceea este de ordinul problemei sufletești. Este o problemă de care pornește din minte. Și numai Domnul Hristos are această soluție prin Evanghelie, prieteni. Și orice om care încearcă să neutralizeze, să slăbească simțământul vinovăției în viața cuiva, oferindu-i ceva alternativ, o metodă chimică sau ceva fiziologic prin care să atenueze acest simțământ puternic, frații mei, nu face nimic altceva decât să cufunde pe omul acela într-o problemă și mai gravă. E ca și cum te-ai înțepat cu ceva, ți-a intrat o așche în mână și începi și dai cu tot felul de alifii peste deget și începi și ei faci injecții și ei medicamente și tot felul de soluții folosești în speranța că durerea aceea se va ameliora. Prieten, se poate ameliora pe moment. Dacă te scoți dimineața următoare, te doare iarăși. De ce? Pentru că cauza n-a fost îndepărtată. Prieten, când noi avem probleme cu simțământul vinovăției, soluția nu este ca noi să încercăm să distragem atenția minții noastre de la ceea ce am făcut, încercând să facem lucruri care să ne distreze sau să ne ajute să uităm de ceea ce s-a întâmplat. Nu, prieten. Soluția este să mergem la piciorul crucii la Iisus, să-i lăsăm acolo lui povara, să ne cerem iertare, să ne pară rău și în felul acesta rezolvăm problema sufletească, care apoi ne aduce sănătate în trupul nostru. Prieteni, noi trebuie să învățăm calea aceasta, pentru că aceasta este calea lui Dumnezeu. Haideți să înțelegem un lucru. De unde vine simțământul vinovăției? Vinovăția vine când omul a călcat legea lui Dumnezeu, a păcătuit. Dar păcatul la rândul lui, cum spuneam, este călcarea legii, adică este acea lipsă de legătură, de armonie cu Dumnezeu. Când omul păcătuiește, el se desparte de Dumnezeu, se separă de dragostea lui. Și acum nevoia lui este ca el să se întoarcă la Dumnezeu, să facă acei pași care poate aduce din nou într-o legătură strânsă cu Domnul Hristos. Și acest lucru se poate întâmpla, prieteni, prin mărturisirea păcatului, prin părere de rău și în felul acesta omul poate fi reconciliat. Vreau să vă dau un exemplu. Observăm așadar din ceea ce am spus până acum că problema sănătății este într-adevăr o problemă spirituală. În proporție de 90%, prieteni. Și vom descoperi pe măsură ce studiem că este în proporție chiar de 100%. Vreau să vă dau un exemplu. Un medic spune că la un moment dat a descoperit că există o cauză reală, mai de mult, da, se întâmpla lucrul acesta, o cauză reală pentru fumat. Și a dat seama că fumatul produce cancer de plămâni, de stomac și așa mai departe. Distruge organismul. Știți ce a spus omul acesta la un moment dat? A zis așa, eu mai bine îmi pierd stomacul și plămânii decât să renunț la țigară. Dați-mi, de ce vorbea așa omul acesta? Știți de ce? Pentru că el nu avea nici măcar o apreciere la sănătatea și la binecuvântarea sănătății pe care i-a oferit-o Dumnezeu. El nu aprecia lucrul acesta. Era indiferent și nepăsător. Și iată că era un om educat, era medic. Dar el vorbea în mod disprețuitor și continua să fumeze. Și spunea, chiar dacă eu sunt bolnav de cancer și plămânii mi pierd, nu mă interesează, eu rămân cu țigara mea. Acum, frații mei, când ne gândim la lucrul acesta, vreau să știți că problema aceasta este una destul de serioasă. Aș vrea să înțelegem de ce. Nu doar că, în primul rând, multe boli vin din minte, dar chiar și acele boli, prieteni, fiți foarte atenți ce spun acum, care nu vin neapărat din minte, dar care sunt boli cauzate strict fizic vorbind, da? Adică când un om fumează, el își provoacă o boală în organismul lui. Nu pentru că mintea lui este într-o stare de, cum să spun eu, de stres sau de neliniște, nu. Ci printr-un obicei nesănătos adus din exterior spre interior, el poate să-și distrugă sănătatea. Dar știați, prieteni, că în fond, dacă mergeți pe firul acesta mai departe, chiar și problema tutunului, alcoolului și a oricărei dependențe este tot o problemă spirituală? Vreau să înțelegem acest gând. Un alt medic stătea în fața
unui auditoriu destul de mare și încerca să le explice oamenilor cât de grav este problema tutunului și care a fost statistica anului trecut cu privire la rata mortalității din cauza acestui obicei rău. Și în timp ce vorbea și arăta toate aceste imagini și explica oamenilor lucrul acesta, cu țigara în gură, prieten, pufoia înainte altora. Vreau să știți un lucru. Știați că nu este suficient ca un om să fie educat, nu este suficient ca un om să fie un om, cum să spun, să aibă o profesie înaltă, să fie cineva în societate. Nu este suficient ca un om să fie foarte inteligent și să aibă abilități speciale deosebite. Omul acesta, prieten, le avea pe toate despre care spun medicul respectiv și totuși era dependent de problema tutunului și n-avea motivație suficientă, putere ca să scape de tutun. Ce lipsea acestui medic, prieten? Îi lipsea motivația spirituală. Observați așadar că tot elementul spiritual este cel care ne ajută să scăpăm chiar de acești factori externi care ne pot distruge sănătatea? Deci noi avem nevoie de partea spirituală când boala vine din minte. Este absolut clar lucrul acesta. Dar avem nevoie de putere și ajutor spiritual chiar și când bolile vin din afară spre înăuntru. Prieteni, pe orice parte am întoarce lucrul acesta, avem nevoie să începem să lucrăm de unde? De la minte. Și până nu înțelegem principiul acesta divin, noi nu vom avea rezultate satisfăcătoare în lucrarea pe care noi vrem să o facem pentru alții. Numai în măsura în care urmăm modelul divin de vindecare, vom putea să avem succes. Vom putea avea succes în această lucrare importantă. Acum fiți atenți. Aș vrea să ne gândim mai departe la următorul gând. Care este motivul pentru care un om renunță la tutun, alcool, droguri și orice obicei stricat și nesănătos care poate să-i distrugă sănătatea? Am spus că îl motivează ce? Partea spirituală, adică îl motivează lucrurile spirituale să facă această schimbare. Dar în ce sens îl motivează, prieteni? În sensul următor. În momentul în care tu recunoști că Dumnezeul tău te-a creat, că ți-a dat viață, că ți-a dat sănătate, că ți-a dat acest trup minunat, această mașinărie, tu nu vei putea să continui să faci un lucru care să distrugă această mașinărie. Cu alte cuvinte, vei avea respect față de acela care te-a creat. Și vei avea respect pentru propriul tău trup, care de fapt nu este al tău, pentru că Biblia spune că noi am fost cumpărați cu un preț. Nu doar că vei înțelege lucrul acesta prin creațiune, că îi aparții lui Dumnezeu, dar îl vei înțelege și prin răscumpărare, pentru că la cruce Domnul Hristos a plătit prețul ca să te răscumpere din nou, să fie al lui încă o dată. Și cum ai putea tu să-ți bagi joc de darul lui Dumnezeu? Acest lucru nu este posibil, prieteni. Vedeți așadar că în momentul în care un om înțelege cine este el și ce este viața lui înaintea lui Dumnezeu, el va fi responsabilizat să dea la o parte orice obicei nesănătos care lucrează împotriva lui Dumnezeu. Împotriva planului divin al lui Dumnezeu cu privire la sănătate. De aceea, prieteni, oamenii care sunt dependenți de anumite probleme au nevoie de acest ajutor spiritual. Oamenii care, de exemplu, se luptă cu obezitatea sau cu alte probleme de sănătate, hipertensiune și așa mai departe, care sunt cauzate de niște obiceiuri nesănătoase în alimentație. Și uneori e greu să-i faci pe oamenii aceștia să renunțe. Prieteni, vreau să știți, toate statisticile și toate sondajele care se fac și care arată rata mortalității a celor care trăiesc nesănătos și toate asigurările de sănătate pe care ți le oferă cineva, nu pot să te vindece de această dependență și de această problemă de sănătate. Ai nevoie de un suport spiritual pe care îl găsești în Evanghelie, în Cuvântul lui Dumnezeu. Și de aceea lucrarea medicală trebuie să fie în mare măsură o lucrare spirituală. Deci am spus că bolile care vin dinăuntru din minte se pot vindeca doar abordându-le de la minte, de la suflet, către trup. De asemenea, bolile care depind de factori externi, dar nu dinăuntru nostru, dar din afara noastră și ne îmbolnăvesc, au aceeași rezolvare. Sufletul nostru trebuie atins prima dată. Motivația trebuie să fie spirituală pentru ca noi să putem reuși să trecem peste acel obstacol, să reușim să biruim în acea dependență. În al treilea rând, prieteni, și mai este un alt motiv minunat, pentru care lucrarea medicală trebuie să fie în mod special spirituală. Știți de ce? Haideți să presupunem că un om este bolnav de cancer și mergem și îl ajutăm cu toate lucrurile posibile. Mai întâi îl ajutăm să-și rezolve problemele emoționale, da? Pentru că acestea provoacă bolile în organismul nostru. Și după ce rezolvăm această problemă, are un stil de viață sănătos împreună cu o minte sănătoasă
Și apoi omul acesta reușește să se vindece și prelungește viața lucrul acesta cu 10 ani cel puțin. Vreau să vă întreb, este o realizare lucrul acesta? Este o bucurie pentru omul care se află în cauză, în boală? Este o bucurie și pentru cei care l-au ajutat să vadă că s-a vindecat? Absolut, prieteni. Dar vă întreb ceva. Dacă noi dorim atât de mult să oferim mai multă viață aici pe pământ unui om care este bolnav de o anumită boală și suntem dispuși să facem un efort pentru a ajuta sufletește să se vindece și să primească mai multă viață aici temporară. Prieteni, oare nu ne va interesa pe noi în mod deosebit să-L punem pe acest om în legătură cu Dumnezeul cel veșnic? Sufletește, spiritual vorbind. Așa încât el să obțină viață veșnică și să trăiască la nesfârșit? O, prieteni, acesta este scopul de fapt. Acesta este scopul final. Dar nu doar scopul final, este scopul principal în această lucrare medicală. Și Biserica Adventistă de ziua 7 a fost chemată pentru acest scop, prieteni. De aceea, toată lucrarea medicală pe care o facem noi la momentul de față, prin sanatorii, prin spitale, prin centre de sănătate, prin orice metodă posibilă, cluburi de sănătate și așa mai departe, orice lucrare medicală care se face în cadrul Bisericii lui Dumnezeu, ar trebui să aibă la bază, la temelie, acest principiu important, prieteni. Boala trebuie tratată de la minte, de la suflet, către trup. Și nu invers. Dar știți ce facem mulți dintre noi astăzi? Mergem pe urmele medicinei convenționale. Tratăm doar trupul, fizicul omului, în timp ce sufletul lui este bolnav de păcat. Și, prieteni, nu poate exista vindecare adevărată în trupul cuiva până când păcatul nu este dat la o parte. Adică tu vrei să rezolvi o problemă fără să oprești sursa care cauzează acea problemă. Așa ceva este imposibil. Și este bine cunoscută imagine și exemplu foarte simplu, foarte clar de înțeles, în care tu lași un robinet deschis, apa continuă să curgă în continuu și tu iei mopul și începi să ștergi, să ștergi, să ștergi. Vreau să vă întreb, când se va termina lucrul tău? Dar când vei reuși să ștergi toată apa de acolo de pe jos, să nu mai fie apă? Niciodată! Atâta timp cât robinetul curge, tu lucrezi în zadar. Și, prieteni, exact aceasta este problema. Noi trebuie să mergem la problema principală și aceasta este problema sufletească. Vreau să mai știți ceva. Orice efort pe care îl face un medic de a prelungi viața cuiva este zadarnic, prieteni. Credeți-mă. Orice metodă pe care o folosește medicul, mecanică sau tehnologia modernă pe care o are astăzi și orice lucru pe care l-a folosit, medicament, orice stimulent, orice lucru artificial, nu poate să dea mai mulți ani omului. Nu poate să-l ajute pe om să trăiască veșnic la un moment dat. Este imposibil, prieteni. Problema sănătății și problema vieții de durată și apoi a vieții veșnice este strict legată de sufletul omenesc, de partea spirituală. Iar aici numai Dumnezeu poate să facă ceva. De aceea medicul are ca datorie să lege mâna pacientului, acelui care este bolnav, de mâna marelui medic. Pentru că în felul acesta omul să primească viață din viața lui Dumnezeu. Dar viața tu o primești prin ascultare de legile lui. Prin ascultare mai întâi de legea morală și apoi de legea sănătății. De fapt, ascultarea de legea morală, mă scuzați, include ascultarea de legile sănătății. Haideți să facem o concluzie a acestui mesaj. Aș vrea să ne gândim și la următorul aspect. Știați că atunci când Dumnezeu intenționează să ne dea nouă viață lungă, de durată, scopul lui Dumnezeu nu este ca noi să trăim doar în dimensiunea aceasta a duratei, da? A lungimii de viață. Nu, prieteni, pentru că atunci am fi niște oameni nenorociți, nefericiți. Planul lui Dumnezeu este să ne dea viață în toate dimensiunile posibile, adică lungime, lățime, înălțime și adâncime. Știți, prieteni, că Biblia le amintește de aceste patru dimensiuni? Adică Dumnezeu vrea să ne bucurăm de viața aceasta din plin, nu doar ca durată, dar, cum spuneam la început, și calitatea vieții, și lărgimea ei, și adâncimea ei, și orice alt aspect, orice altă dimensiune. Acesta este planul lui Dumnezeu pe care El îl include în programul de sănătate, unde, cum spuneam, problema sănătății este în mare parte o problemă spirituală. Prieteni, de ce a spus Dumnezeu în mare parte o problemă spirituală? Pentru că apoi spune în pasajul acela, 90% din bolile de astăzi sunt boli ale minții. Dacă mintea este sănătoasă, prieteni, haideți să facem un calcul foarte simplu.
Dacă avem 90% din bolile de astăzi, cauzate de boli ale minții, de starea minții, spuneți-mi, când un om găsește pacea sufletească, când sufletul lui este vindecat, când sufletul lui, când mintea lui, când inima lui este în armonie cu voia lui Dumnezeu, cât la sută din bolile de care suferă omul acesta se elimine dintr-o dată? 90%, prieteni. Și haideți să spunem că celelalte procente de 10% le lăsăm pentru diferite accidente, da, care neprevăzute, când te lovește cineva și suferi din cauza că ai fost lovit de un accident. Deci e un factor extern, da? Care s-a întâmplat ceva. Sau poate acolo intervine o boală, cum să spun, tot așa ceva, se întâmplă ceva și te rănește din exterior. Sau cum spuneam, prieteni, pot să intre acolo și bolile acestea pe care noi ni le provocăm prin obiceiuri nesănătoase. Dar observați, prieteni, că chiar și acel procent de 10% care mai rămâne este rezolvat tot de este suplinit tot de suportul spiritual. Adică, prieteni, un om care l-are pe Dumnezeu și trăiește în armonie cu legile lui și este ascultător și are o viață lipsită de simțământul vinovăției a păcatului, el nu caută să comită păcatul, el se ferește de păcat și totuși când se întâmplă și cade, este un accident, el își umilește sufletul, se smerește înaintea lui Dumnezeu. Un om care urmează această cale și este mereu aproape de Dumnezeu, prieteni, vreau să vă zic că pentru el rămâne un procent foarte mic de boli de care ar putea să sufere vreodată. De fapt, omul acela este aproape imposibil să se îmbolnăvească. Și chiar dacă la un moment dat se întâmplă ceva, pentru că Dumnezeu poate îngădui o boală și ca încercare, ca o lucrare de șlefuire în caracterul nostru. Prieteni, omul acela nu este în pericol. În timp ce omul este bolnav, sufletul lui poate să fie foarte bine. Și apoi la un moment dat Dumnezeu alege ca boala aceea să fie îndepărtată și omul câștigă o altă experiență mai aproape de Dumnezeu. Vreau să vedeți, prieteni, că planul pe care Dumnezeu îl oferă prin acest program de sănătate, care se ocupă mai mult de suflet decât de trup, este adevărata lucrare medicală la care ne-a chemat Dumnezeu pe fiecare. Și, prieteni, cât de trist este că noi dăm la o parte metoda lui Dumnezeu pentru niște lucruri nesatisfăcătoare. Vreau să știți că medicina din lumea de astăzi are multe lucruri bune, slavă Domnului, în știința medicală care se descoperă și care contribuie la ajutorarea sănătății noastre. Dar, prieteni, în mare parte totuși, medicina convențională de astăzi merge direct împotriva planului lui Dumnezeu. Iar noi, ca adventiști de ziua a șaptea, n-avem ce căuta la păgâni. N-avem ce căuta să privim la alții ce fac ei și să copiem metoda lor, prieteni. Nu. Noi avem spiritul profetic, cuvântul lui Dumnezeu, care ne descoperă principiile adevărate ale lucrării medicale. Și fie ca Dumnezeu să ne găsească credincioși pe fiecare punctul acesta. Prieteni, când va veni momentul final, când va veni marea strigare, lumina aceea și slava care va coborâ de la Dumnezeu, știți ce va fi? Va fi, prieteni, mesajul iubirii lui Dumnezeu. Și vreți, nu vreți să credeți, mesajul acela în sine are o putere extraordinară de vindecare. De fapt, astăzi, dacă noi am folosit mai mult mesajul acesta al neprihănirii prin credință, al iubirii lui Dumnezeu pentru păcătos, dacă oamenilor le-ar fi descoperit în mod clar ce face Dumnezeu pentru ei, cât de mult îi iubește, cât de mult caută să-i ajute, frații mei, multe din problemele prin care oamenii suferă ar dispărea. Pentru că sufletul sănătos înseamnă un trup sănătos. Dacă mintea ta este sănătoasă, trupul tău este sănătos. Și, prieteni, noi știm gândul acesta de mult timp. L-am auzit și îl cunoaștem. Dar iată, când venim la lucrurile practice, noi nu suntem dispuși să punem în practică aceste lucruri. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să procedăm așa cum ne-a învățat El. Și, prieteni, haideți să urmăm exemplul Domnului Hristos. El însuși a procedat așa. Domnul Hristos întotdeauna, când vindeca pe cineva, mai întâi ierta păcatele. Mai întâi vindeca sufletul și apoi trupul, prieteni. Iar nu doar atât. Știați că acest suport spiritual pe care Dumnezeu vrea să ni-l ofere, care vindecă trupul, care vindecă mai întâi sufletul și apoi trupul, Dumnezeu nu vrea ca noi să fim doar vindecați sufletește pentru ca să avem sănătate trupească, dar El vrea ca vindecarea spirituală să fie de așa natură, încât să ne ajute să rămânem prieteni în această stare, să fim vindecați continuu. Adică Dumnezeu nu vrea ca să mă vindece astăzi și eu mâine să mă întorc înapoi și să-mi fac iar joc. Suportul spiritual, prieteni, este de așa natură, că mă învață nu doar cum să rezolv problema de moment, ci mă învață cum să nu mai cad în problema respectivă.
Și atunci eu pot să elimin acești factori, acest pericol, mă scuzați, acest inamic al sănătății, da? Care vine întotdeauna pe calea minții mele, pe calea, obiceiurilor nesănătoase, dar de asemenea pe calea gândurilor nepotrivite. Avem nevoie să învățăm lucrul acesta, prieteni. Fie ca Dumnezeu să ne dea putere să înțelegem adevăratul scop al lucrării medicale, să înțelegem ce stă la temelia Lui și să primim acest mesaj din partea Lui Dumnezeu. Sufletul și partea spirituală este cea mai importantă parte a lucrării medicale. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare.